Am fost la țară, la bunici, curățenie, mâncare, pregătiri pentru Paști. Ești bucuroasă că a început școala sau nu? Pe parte da, pe parte nu. Da, pentru că mi-am revăzut colegii și vechile obiceiuri, dar pe altă parte nu. Trebuie să mă trezesc dimineața. Asta e rău. Sunt din Republica Moldova și mi-era chiar foarte dur de colegi. Am fost acasă. Am întâlnit cu prietenii de acolo. Era bine, dar îmi place și aici foarte mult și mi-era chiar dor de ei. O parte a elevilor și-a prelungit vacanța din proprie inițiativă. Cadrele didactice speră însă ca aceștia să se prezinte la ore cât mai curând. Totdeauna o vacanță este prea scurtă pentru elevi, așa că bineînțeles că ei consideră că și aceasta a fost prea scurtă. Prezența considerăm că este bună, sunt doar o parte din elevi care sunt navetiși, care n-au sosit la școală. Sperăm ca mâine să fie prezența mult mai bună decât astăzi. Până la viitoarea vacanță, cea de vară, elevii vor trebui să demonstreze cât de bine și-au însușit cunoștințele predate în acest semestru.